bărbat în vârstă de 27 de ani din Valea Viilor a fost rănit în urma unui accident de circulație petrecut în Mediaș. Acesta a traversat neregulamentar pe strada șoseaua Sibiului, în zona magazinului Ambient, fiind surprins și acroșat de o auto utilitară condusă de un medieșan în vârstă de 52 de ani. În urma accidentului, bărbatul a fost rănit și transportat de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță la compartimentul de primiri urgențe al spitalului din Mediaș. Polițiștii biroului rutier Mediaș au intervenit pe șoseaua Sibiului la un accident rutier. Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că un pieton în vârstă de 27 de ani din Valea Viilor ar fi traversat partea carosabilă prin loc nepermis și fără să se asigure și a fost acroșat de o autoutilitară condusă spre ieșirea din municipiu de către un localnic în vârstă de 52 de ani. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a pietonului care a fost transportat la spital conștient. În acest caz, la nivelul biroului rutier Mediaș, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele exacte în care s-a produs acest accident rutier.